Vreau să clarific o treabă. Eu mi-am luat un angajament în sufletul meu, sursa mea de inspirație într-o vreme, nu-mi e rușine să spun, era acel predicator Vladimir Puștan. Era el un tip interesant, așa, făcea niște chestii interesante și eu îl ascultam, adică orice om spune ceva bun. Și îmi plăceau anumite chestiuni care scăpau de la el, nu știu dacă Duhul Său îl iluminează sau el e un om citit sau așa, dar mie îmi plăcea anumite chestii. Și găseam jos la comentarii următorul lucru. Bă, dar voi ortodoxi, de ce nu aveți niște preoți care să facă un site? Dar voi ortodoxi, de ce nu aveți un preot care să predice? Să avem și noi, uite cum predică omul ăsta. Și atunci am zis, bă, trebuie să facem și noi ortodoxi o pagină în care să vină și ai noștri acasă la ai noștri. Exact. Prima dată fiind făcută amatorește, când am fost pe vreo 8-9 mii de urmăritori, mi-a șters-o cineva. Cum a făcut, ce a făcut, dar n-am, nu m-am văzut că nu este. Și după aia am făcut-o profesională, cu buletinul, cu acte, cu tot, după regulă, tot fain frumos. Și m-am ocupat de ea și ea este cea care este astăzi, cu 1.200.000 de urmăritori. Spun asta nu ca o e în fază, vai de mine, mă urmăresc minim 1.200.000 de urmăritori. Asta e egal cu zero. Oamenii nu mă cunosc pe mine, eu nu-i cunosc pe ei. Ei doar se uită prin pagină, bagă la cap, ascultă dacă vor, e treaba lor. Eu nu cer. Asta e. Eu nu cer ca ei să fie, eu nu cer ca ei să fie neapărat prietenii mei sau nu cer neapărat ca ei să mă aduleze sau nu cer ca ei să mă, cum să spun, să mă venereze, eu nu sunt un idol, sunt un om obișnuit. Și aici aș vrea să atrag atenția, chiar și la media. Superstarul a fost oprit din drumul lui glorios. Eu n-am niciun drum glorios. Pe apostolul Pavel îmi dă această poruncă și îmi spune așa: ceartă, îndeamnă, mustră cu timp și fără timp, dar cu Duhul blândeții, fiule Timotei, îi spune lui Timotei, și predică cuvântul lui Dumnezeu. Eu dacă vorbesc sau pun pe această pagină, nu cu asta mă ocup. Este băiat care taie, ascultă predica în biserică, o înregistrează cu telefonul sau cu aparatul, cu mașina de înregistrat, cu camera asta. Așa. Eu am un om care citește, caută texte și îmi spune: părinte, uite, mi-ar place asta. Și îi spun: asta nu-mi place, dă-o jos, nu-mi sună bine. Sau dacă e ceva, îi spun: uite, aici trebuie așa sau trebuie așa. Ca pagina să aibă un suport folositor. Deci dacă cineva se plânge că o pagină nu merge, îi dau eu sfatul. Pe pagină nu se pun poze și titluri alandala și nu se pun linkuri. Eu am văzut pagini importante care ar trebui să aibă 15 milioane de urmăritori, nu 500 sau 5.000 sau 50.000 sau 300.000 sau 200.000 sau 100.000. Nu. De ce? În momentul când nu faci un lucru din toată inima, nici Dumnezeu nu pune harul. Deci trebuie să faci ca pentru Dumnezeu. Te uiți la text. Adaptez un cuvânt dacă e dur sau greșit sau vechi sau nedeortorisit. Te uiți dacă mesajul nu e exagerat, poate uneva jihnește. Îl îndulcești un pic ca să meargă la modul general, nu să țintească pe o persoană. Cauți un text frumos din Scriptură. Cauți un text frumos. Am povestea de seară pentru copii. Am moment poetic. Am sinaxar. Și am văzut că când scrii cuvântul sinaxar, au o alergie. Da, la cuvântul Hristos, biserică, Dumnezeu, oamenii unii au alergie. Și atunci am pus ceva exact așa după moda modernă. Mari sfinți ai lunii septembrie. Hopa, numai pentru că am scris lucrul ăsta, a început pagina să aibă cât mai mulți cititori și vizualizări. Și am zis, da, uite, le place să fie flatați în urechi cu un cuvânt care să le strânească curiozitatea. Când scriam sinaxar, avea 100 de urmăritori și 50 de vizualizări. De când am început să scriu mari sfinți ai lunii septembrie sau mai scriam viața în original după sinaxarul Constantinopolitan, gata, 4.000 de urmăritori. Deci omul trebuie și trezit din morțeala duhovnicească, omul trebuie și trezit din lenea sufletească.
este foarte greu de citit, lumea nu citește, nu le place textele, ba din contră. Vreau ca omul să învețe să știe ce e o poezie, să descopere sentimentul, să descopere dorul, să descopere dragostea, să descopere lectura. Deci noi nu putem trăi așa ca bălăriile alimentându-ne din bârfile de pe internet, de pe YouTube și de pe Google. Astea nu sunt TikTok-ul și YouTube-ul și Facebook-ul, sunt niște maidani fără gard. Ca drept dovadă, ați văzut că am intrat și eu în mijlocul lor și ați văzut câte bobărnaci au venit, câte înjurături, câte șuturi. Nu m-a interesat, în jurul meu e gard. În pagina mea e ordine desăvârșită. Cum în jurul unul l-am blocat, l-am scos afară, cum vorbește unul urât, l-am scos afară, cum jitnește sau atinge credința ortodoxă, l-am scos afară. Eu nu stau să-i dau explicații. Acea pagină este din învățătură ortodoxă. Apostolul Pavel îmi cere: de polemici și de contradicții inutile, ferește-te că nu zidezi biserica. Și cu asta basta. Ce fac ei în afara paginii, treaba lor. Dar pagina mea este o bisericuță virtuală, o capeluță mică, spirituală, de unde cuvântul lui Dumnezeu străbate așa ca câte o rază de soare printre nori, prin întunericul vieții care o trăim. Și mulțumesc lui Dumnezeu că cei 1.200.000 care se uită, nu iau numărul ca atare, ci spun așa, poate din ei 100.000 o să ajungă în rai. Și dacă spune cu un singur suflet ai mântuit, ți-ai mântuit și sufletul tău. Dar dacă se mântuiesc 100.000, îți dai seama că am să prind mai multe miliarde de ani în rai cu Dumnezeu acolo. Deci asta este ținta. N-am făcut-o să mă dau rotund, n-am făcut-o să mă dau megaloman, n-am făcut-o să mă dau mare, n-am făcut-o ca să arăt că-s deștept, n-am făcut-o ca să arăt că-s șmecher, n-am făcut-o ca să arăt că-s nu știu cine. Nu, eu sunt eu, tot ăla. Când veniți în ogradă, mi-a spus odată o doamnă, cea mai frumoasă expresie, mi-a plăcut enorm. Vine o doamnă în ogradă, îmi spune: părinte, pot să-mi fac o programare la dumneavoastră? Da, zic, când intrați în ogradă, spuneți că veniți din partea părintelui Calistrat pentru părinte Calistrat. Și văd că apare o doamnă de asta așa frumoasă, îngrijită, tacticoasă așa. Mă întreabă mine ce aș vrea să vorbesc cu părinte Calistrat, chiar cu el vorbiți. Fai de mine, părinte, m-ați dezamăgit. Dar de ce? Mă așteptam să fiți undeva la un birou, pe un scaun, cu o bibliotecă în spate. Dar ce-i hărmă la asta în ogradă? Era două sau trei autocare venite, aia zgrăbeau. Unul vrea ulei, unul vrea mir, unul vrea canon, unul vrea strochit cu aghiazm, unul vrea rugăciuni, unul vrea binecuvântat, unul întreba nu știu ce. Și am zis, am să vă acord 5 minute. Și am spus la un părinte de-a meu, zic, ia-o pe doamna, punem toate problemele în ordine, ca să o rezolvăm, să plece, că dânsa, zic, nu poate să stea cu tot vacarmul ăsta. Și o rămas ea foarte mulțumită că preotul respectiv i-a căzut cu tronc la suflet și a zis, să știți, părinte, că m-am simțit extraordinar, aveți un secretar din nota 10. Da, secretarul n-avea treaba mea, adică el i-am dat să facă treaba, i-a putea să dureze oricât. Și a zis, zice, n-am putut să cred vreodată că în hărmălaia asta vă mai rămâne timp și de stat pe pagina aia. Da, doamnă, îmi rămâne timp și de stat pe pagina aia. Mă uit să nu fie un text aiurea, dacă nu-mi place, îl dau jos. Mă uit să nu fie o bucată dintr-o predică aiurea, poate cel ce tai izobărul lui interesant și dacă nu-i bun, o dau jos. E o muncă, nu neapărat intelectuală, că Evanghelia de 2000 de ani se predică, noi nu spunem nimic nou. Dar vreau să atrag atenția la cei care mușcă și împroașcă ca hienile, că niciodată n-am vorbit despre virtuțile mele într-o predică la Evanghelie sau la Anvon, numai despre Hristos, despre mântuire și despre Sfinții Lui. Asta să fie atenți cei care ascultă și să nu mai încerce să arunce cu vrăjeli de astea ieftine. Eu nu scalul ăla țiganului care deja bălbați când îl oprești în dreptul crâșmii, se oprește singur și când adorme țiganul îți duci și singur acasă. Eu m-am obișnuit, îs hârșit după 35 de ani de stat la mănăstiri între înghimpături de astea, știți cum ca ăla ce își face des insulină, nu mai sunt când intră acu. Nu mă afectează, pentru că eu știu că n-am cu nimeni nimic. Eu nu păzesc treaba nimănui, nu port grijă nimănui și am rămas stupefiat că după 20 de ani, încă mai sunt persoane cu răutate remanescentă. Cum or fi băgat împărtășania în gură, cum or fi luat pe Hristos, cum o bău din potir, cu răutatea și înverșunarea din sufletul lor, numai ei vor da singur socoteală. Eu de fiecare dată când am pus botul în potir, am gustat însă așa, Doamne, dacă am avut pică pe careva sau am avut ceva cu el, iartă-l că nu vreau să fie spre o sânda mea și mi-am văzut de treabă. Da, dacă oamenii așa simt ei nevoia, cam prăștind răutate, ură, să arate că ești iubitor de Hristos, asta e treaba dumnealor și nu a mea.
Așa că cuvântul meu de folos este ăsta. Eu mă simt aproape de toți oamenii și în același timp departe de toți oamenii. Mă simt prieten cu toată lumea și la fel de singur cum m-am născut. Când mă duc seara în chilie și mă pun pe pat și mă uit pe telefon să văd ce-o postat sau ce nu-i postat, eu o carte și citesc, mă deschid ceaslovul dacă mi-aduc aminte, dacă nu zic din cap și știu eu cam de zis. Și zic, bă, dacă se oprește inima în clipa asta, măcar să las ușa descuiată, că dacă vede unul când ies, vede că e deschisă ușa și îți dă, cum se spune, prim ajutor, te pune în sicriu și te pune pe masă. În rest, nu am nicio vanitate asupra nimănui și nici cu nimeni. Fiecare e liber să facă și să gândească ce își dorește, ce poftește, ce voiește și cum dorește. Spune așa Iisus Hristos, Duhul suflă unde voiește, iar pe cei ce păzesc poruncile mele, eu îi voi iubi pe ei și voi veni cu Tatăl meu la ei și ne vom face locaș în el. Faceți lucrul ăsta. Iubiți-L pe Hristos și poruncile Lui ca să vină cu Tatăl Lui să facă locaș în voi. În restul, Duhul Sfânt nu poate fi furat sau cumpărat cu nimic. Degeaba poți să-L aduci tu cu paruch, el tot pleacă, că nu e pentru tine. Și poți să-L aduci tu pe Hristos să-L coși pe chep, să-L tatuiezi pe Tatăl pe stânga și pe Fiul pe dreapta. Dacă tu nu ești vrednic de El, El nu stă la tine niciodată. În restul totul ține de inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Și închei cu rugăciunea apostolului. Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul trândăvii, a iubirii de stăpânire, a grei îndeșerși, a vorbirii rău, nu mi-l da mie, Duhul curăției, a smerenia, dragoste, dărește mie slugii tale și dăm să-mi văd păcatele mele, că de alt Tora are grijă Dumnezeu. Amin și seară binecuvântată. Amin. Seară dreaptă, mulțumim tuturor. Noapte liniștită. La revedere. Pus cu folos.